Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Iubiți frați și surori, haideți să luăm din nou Sfânta Carte și să dorim din toată inima ca Dumnezeu să ne învețe. Vrem să discutăm despre cinste, acest cuvânt care include mai multe lucruri. Când vorbim și spunem cinste, ne putem referi în primul rând la atributul moral de a fi cineva onest, de a fi integru, de a fi corect, de a fi cinstit în cuvintele lui, în afacerile lui, în problemele lui, de a fi un om care nu înșeală. Apoi, tot cinste îi spunem și la acel respect și prețuire pe care o acordăm cuiva pentru poziția și personalitatea lui. Când suntem îndemnați să cinstim pe împărat, să cinstească copiii, părinții, tot cinste este pe care o dăm altora. Și de asemenea, tot cinste este inversul acestui aspect, onoarea pe care o primim noi, ca un har din partea lui Dumnezeu, El ne-a conferit titlul de copii ai Săi, și chiar respectul care primim din partea celorlalți pentru activitatea proprie care o desfășurăm sau pentru ceea ce suntem noi. De aceea ne vom opri pe rând asupra acestor trei aspecte ale cinstei și să rugăm pe Domnul acest atribut moral, această virtute creștină, acest aspect spiritual, să-l putem înțelege, să-l putem trăi și astfel, cu adevărat, să fim niște oameni cinstiți, să știm să cinstim pe alții și să merităm și noi a fi cinstiți. Ne vom opri, așa după cum le-am și prezentat, mai întâi la cinste ca și comportament. Spune Biblia în Psalmul 37 despre Dumnezeu și oamenii care sunt cinstiți, versetul 18. Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie. Vreau să ne analizăm fiecare pe sine însuși, în raport cu ceea ce știu ceilalți despre noi. De oameni ne putem ascunde? Și există o vorbă slabă în popor că hoțul neprins este negustor și se aplică epitetul de cinstit. Dar omul acesta nu rămâne cinstit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște zilele oamenilor cinstiți, adică în fiecare zi știe Dumnezeu cât am fost sau nu de cinstit. Și dacă am fost, scrie aici că moștenirea lor și deci a noastră ține pe vecie. Vreau să privim la domeniile în care cinstea noastră ca și comportament ar trebui să existe. În primul rând, lucrurile materiale. Domeniul lucrurilor pământești. În Cartea Numeri, în capitolul 5, exista o reglementare și apare aici de la versetul 5 despăgubirea pentru furt. Noi vom citi de la versetul 7 doar. Cine este vinovat să-și mărturisească păcatul și să dea înapoi în întregime prețul lucrului câștigat prin mijloace necinstite. Sunt multe mijloace necinstite în plan material, de la cele mai păcătoase până la cele mai sensibile. Dar dacă sunt necinstite, conștiința unui om a trebuit atunci și cu atât mai mult astăzi să îl acționeze, el să se mărturisească și să repare dauna, ba încă, adăugând a cincea parte, să-l dea aceluia față de care s-a făcut vinovat. Dacă nu este nimeni care să aibă drept să ia înapoi lucru câștigat prin mijloace necinstite, lucrul acela să se întoarcă la Domnul, la preot, afară de berbecile adus ca jertfă de ispășire, cu care se va face ispășirea pentru cel vinovat. O afacere necinstită îl costa pe bietul izraelit un berbece să dea înapoi paguba și încă o dobândă de 20%. Și trebuia neapărat să se împace cu omul, sau cel puțin să doneze la templu, la cort, cum era atunci, acele lucruri. Fiindcă, deși reglementarea exista, oamenii n-au ținut cont de asta, n-au ținut cont uneori nici cei care erau în conducere, și descriți între timp la Mica, capitolul 7, și astfel s-a ajuns în Țara Sfântă la o rețea întreagă, ceea ce astăzi s-ar numi corupție. Și în Mica, capitolul 7, citim de la versetul 2. S-a dus omul de bine din țară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni.
toți stau la pândă ca să verse sânge, fiecare întinde o cursă fratelui său. Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău, cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare își arată pe față ce dorește cu locămie și astfel merg mână în mână. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine, cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Deci existau grade de stricăciune și cel care era mai puțin rău și la care ziceau ei că totuși miroase a cinstit, și acela era, spune prorocul, ca și un tufiș de spini, deși el înțepa la rândul lui. Ajunsese foarte străcată lumea. Și astăzi necinstea domnește în problemele materiale foarte puternic. Dacă te duci în piață, greu poți să afli realitatea asupra unui obiect pe care vrei să-l cumperi. Spunea cineva, aproape fiecare are ceva de ascuns. Atâta lipsă de corectitudine, necinste. Și este foarte greu să trăiești între oameni necinstiți. Întoarcem în urmă la cartea Genesei. Avem aici o situație în capitolul 30, o afacere între doi șmecheri, Laban și Iacov. Unul mai diplomat decât celălalt. 30 cu 31. Laban a zis, ce să-ți dau? Dar știți ce gândește omul care vrea să te înșele când te întreabă ce să-ți dau? Sau cum să facem târgul? Și Laban, ce să-ți dau? Și Iacov, și el diplomat, să nu dai nimic. Dacă te învoiești cu ce îți voi spune, îți voi paște turma și mai departe și o voi păzi. Azi am să trec prin toată turma ta, am să pun deoparte din noi orice miel săin și pestriți și orice miel negru și din cape tot ce este pestriți și săin. Aceasta să fie simbria mea. Iată cum se va dovedi cinstea mea de acum încolo, când ai să vii să înveți simbria, tot ce nu va fi săin și pestriți între cape și negru între miei și se va găsi la mine să fie socotit ca furat. Dar vă las pe dumneavoastră să judecați sau cel puțin să gândiți de judecat judecă Dumnezeu în ultimă instanță. Cât de corect a fost Iacov? Pentru că n-a lăsat să se dezvolte în mod natural reproducerea animalelor și l-a forțat el cu aceleși gheaburi. E adevărat, Dumnezeu, ținând cont de faptul că Laban vrea să-l înșele, l-a ajutat cu o indicație dată de un înger, dar exemplul acesta, repet, vi l-am amintit, doar ca să vă dați seama cât este de greu să fii cinstit între oameni necinstiți. Și cum jonglează simbria aceasta și cum poți să fii onest între oameni care vor să te înșele. Dumnezeu poate să te ajute, dar trebuie multă înțelepciune și cinste ca totuși să rămâi fără păcat, să rămâi curat și în același timp să nu fii înșelat de tot, pentru că sunt oameni care îți fură și ce n-ai muncit împreună cu ei. Dar atunci ce să mai spui de oamenii care ai muncit împreună cu ei și ar crede că totul îi s-ar cuveni lor? Eu îmi amintesc din Noul Testament, acum din Tit, capitolul 2, cum suntem îndemnați noi să funcționăm în lucrurile pământești, în lucrurile materiale. Tit, capitolul 2, versetul 10. Să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Deci, doar cel cinstit poate să facă cinste lui Dumnezeu. De aceea, repet și trecem mai departe, nu vom discuta de cinste în alte domenii până nu lămurim în probleme materiale. Viața de aici pleacă. Cine nu-și reglează mai întâi domeniul acesta, să nu ne așteptăm să fie curat în biserică. Aici este partea leului. De unde mănânci, de unde te îmbraci, de unde umbli, de unde trăiești. De aici pornește viața. Un al doilea domeniu. Stările sufletești și fizice. Cartea Proverbe, capitolul 12. Aici vreau să ne referim la cinste, fie în domeniul fecioriei, pentru băieți și pentru fete, în a fi cinstiți, în a fi curați, în a-și păstra fecioria, fie după căsătorie, în a fi cineva cinstit, dar nu doar din punct de vedere fizic, să nu-și înșele partenerul de viață, nici din punct de vedere sufletesc. Și nu doar din punct de vedere sufletesc cu accent trupesc,
adică să nu se înșele la nivelul gândirii și al inimii. Și din punct de vedere financiar să nu se înșele partenerul, să fie cinstit și în problemele vieții. Proverbe, capitolul 12, versetul 4. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Ce diferență enormă! Că la urmă ormei te mulțumești și să n-ai cunună pe cap, dar să n-ai cancer la oase. Cei care n-au nevastă deloc, n-au cunună. Ei sunt singuri. Cei care o au și este cinstită, este o cunună pe capul lor. Dar altfel te temi să intri în relații cu acel om, pentru că îl poate afecta soția. În ziua de astăzi, spuneam că este mare corupția în plan material, dar în plan sufletesc și fizic, nu este mare necinstea? Parcă astăzi este mai legitimă ca în vremea aceea întrebarea din Proverbe 31 cu versetul 10. Și aici se referă la întreagă problemă, nu doar la partea fizică a cinstei. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Bani mai fac tinerii prin America, prin Occident, dar după o fată cinstită caută uneori mai mult săraci ca după bani, pentru că își dau seama de nevoia aceasta. Trecem în Noul Testament și vom citi din 1 Tesaloniceni 4 cu 4, unde suntem provocați fiecare să privească în dreptul ființei sale, simbolizată printr-un vas. Știți că Biblia în mai multe situații compară omul cu un vas. Cu un vas, vom face noi referințe mai târziu, care ar trebui să aibă o întrebuințare de cinste. Și scrie aici, 4 cu 4, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Vasul ca întreagă ființă păstrează cinstea. După mai multe care le-am trăit în ultima vreme și mai cu seamă în momente în care vedeam ce urmări sunt, am zis într-unul de acele momente că vin și strâng tare să mă audă toți tinerii și zice în cântarea cântărilor: nu stârniți dragostea până nu vine ea. Stați cu minți și păstrați-vă vasul în cinste. Poate ați văzut și la un geam. Pui mâna pe el, rămân amprentele. Așa este ființa umană. Orice atingere te amprentează. Și te amprentează și exterior, și te amprentează și interior, ceea ce este mai grav. De aceea, păstrați-vă cinste. Atât ca întreg trupul, cât și ca inimă. Cât dacă vreți, și ca vasul unde ții caseria. Fii cinstit și Domnul să vă ajute. Mai adăugăm, pentru că aici în Tesaloniceni scria să vă feriți de curvie, ceea ce are o incidență mai puternică asupra celor necăsătoriți. Cei căsătoriți sunt pasibili de prea curvie, iar în Evrei 13 scrie despre cei căsătoriți. Versetul 4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Nu doar să nu ai relații extraconjugale cu altcineva. Și să-ți păstrezi cinstea în a nu-ți minți partenerul de viață, în a nu-ți înșela nici măcar din privire, în a nu-ți înșela cu cuvinte. El vine, te întreabă ce ai făcut. Sau ea te întreabă și tu dintr-o dată o potrivești să suni așa bisericește dacă vrei. Și după aia, când o să vii la mărturisire, o să ne rogi să stea soția în camera cealaltă până te mărturisești tu. Pentru că n-ai fost cinstit și trebuie să te mărturisești de unul singur. Cinstea în domeniul familiei trebuie să cuprindă toate sferele și patul să fie neîntinat, căci Dumnezeu va judeca pe curvare și pe prea curvare. Vă amintesc un exemplu în această privință din cartea Rut, această tânără femeie rămasă văduvă. Eu nu știu care a fost viața ei în Moab până atunci, pentru că Biblia nu scrie și n-am dreptul să vorbesc. Dar după ce a rămas văduvă, a primit un calificativ în Rut 3, citind de la versetul 10. Boaz a zis: fii binecuvântată de Domnul, fică! Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, de să fii în creștere spiritual și faptele din urmă să fie mai evidente în sens pozitiv decât cele din tâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați. Acum, fică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Era cinstită în plan moral, cinstită în plan fizic, măcar că cu văduvele tinere spune Timotei că uneori este o problemă pentru că au fost obișnuite cu viața de familie. Era cinstită și în plan economic, era săracă, dar ea nu și-a permis să smulgă spice din stoc.
până când boasnul a zis, mai smulgeți-i voi și dați-i. A fost corectă din toate punctele de vedere. Și când a venit acasă la soacră sa, i-a redat cu lux de amănunte toate evenimentele. O femeie tânără, transparentă, pentru că cine este cinstit n-are ce să ascundă. Dar cine nu este cinstit, are nevoie tot de colțuri și de paravane și asta este viața unui om necinstit. Nu știi ce ascunde. Trecem la un al treilea domeniu, problemele social-politice. Adică viața noastră în societate, în discuțiile cu oamenii și pentru cei mai mari, pentru că amintim toate sferele, dar numai așa ca idee, chiar și problemele de conducere a lumii și a țărilor, descris la 1 Împărați, capitolul 1. Vreau să privim în antiteză la doi oameni, doi evrei. În primul rând, Adonia, acel fiu al lui David, care în capitolul 1, de la versetul 5, s-a sumețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat și vă las să socotiți singur cât a fost de cinstit dacă s-a retras undeva în provincie și împreună cu Ioab, cu Abiatar, s-a autoproclamat împărat, a eșuat tentativa lor și apoi întoarceți pagina și acum de frică, zice în versetul 51, să-mi jure împăratul solomonas că nu va omorâ pe robul său cu sabia. Solomon a zis, dacă va fi un om cinstit, un păr de cap nu va cădea la pământ, dar dacă se va găsi răutate în el, va muri. Și fiindcă nu era cinstit în caracterul lui, a scăpat tronul și a vrut, citim în capitolul 2, dorința lui, versetul 17, spune, te rog, împăratului Solomon că nu se poate să nu te asculte, apelează la mama împăratului din nou un fel de șmecherie să-mi dea de nevastă pe Abishag sunamita. Bathsheba a zis, bine, voi vorbi împăratului pentru tine. Uitați-vă așadar, de aceea am zis în sferele social-politice câte lucruri necurate pun oamenii la cale prin fel și fel de înțelesuri și ce rezultate vor să obțină. Numai că Solomon mai degrabă ar fi dat niște bani decât să-i mai fi dat o nevastă, mai cu o seamă frumoasă cum era asta. Și și-a pierdut viața pe acest motiv. Uitați-vă în partea cealaltă la prorocul Daniel, cartea sa, capitolul 6. O viață întreagă a slujit și poate cele mai mari sfor și cele mai puternice intri se trag mai sus, la vârf. Uitați-vă la conducerea unei țări, mai cu o seamă acum după Revoluție, de când cu democrația, cu opoziție și așa mai departe, că înainte erau, dar nu le lăsa tovarășul să se extindă. Cum apărea ceva, acum o stingea. Sau poate nu știam noi de toate, dar acum ele sunt mult mai vizibile. Și acolo unde bucata este mai mare, acolo și lupta este mai mare. Dar despre Daniel scrie în capitolul 6, versetul 4, atunci când petenile și dregătorii au căutat să află ceva asupra lui Daniel, ca să-l părească în ce priveau treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru cuvrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. El a fost cinstit în problemele împărătești, în problemele în care a fost implicat. În cartea Daniel scriu câteva capitole, dar gândiți-vă, în vreo 70 de ani, câte probleme n-a avut el de rezolvat? În funcțiile care le-a deținut, câte nu sunt de rezolvat într-un imperiu de dimensiunea cum era atunci? Și totuși, el a rămas ca un om cinstit, recunoscut, nu i-a putut găsi nicio vină, pentru că a fost curat în activitățile lui. Și este mare lucru să rămâi curat. Dar când deja te-a prins și ți-ai luat și tu partea ta, nu mai poți să corectezi nici pe altul și așa mai departe. Cinstea se evaporă. Când ai făcut o mică găurice, se tot duce. Un verset mai adaug, Proverbe 20:3, încă un domeniu al cinstei, tot în sfera socială. Diavolul naște ispite și intrigi între oameni. Și diavolul îți spune că cutare n-a fost corect, că n-a fost cinstit, bate ispitește pe tine să vorbești de el, ceea ce în față nu mai ai curaj. Și aici scrie 20:3, este o cinste pentru un om să se ferească de certuri. Un om cinstit nu se va lăsa prins în polemici de felul acesta. Nu se va lăsa prins în toate gunoaiele. El știe că este cinstit, nu va sări în sus când cineva îl provoacă sau când cineva îl învinuie. Și el se va feri de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânii de aprindere. Dacă te lași aprins de poftele firești, ți se duce cinstea trupului. Dacă te lași aprins de poftele minții, ți se duce cinstea sufletului. De aceea, păstrează-ți cinstea în orice domeniu. Să știe toți că ești un om integru, un om corect. Și un al patrulea domeniu, cel bisericesc al slujbelor sfinte. În 2 Împărați, capitolul 12, și aici la biserică începem tot cu cele materiale.
Este vorba aici despre o vreme când templul necesita reparații și oamenii trebuiau să lucreze cu aur, cu argint, cu materiale, citim 1 Împărați 12 de la versetul 13. Dar cu argintul care se aducea în casa Domnului, n-au făcut pentru casa Domnului nici leghine de argint, nici mucări, nici potire, nici trâmbițe, nici vas de aur sau de argint. Ci îl dădeau celor ce făceau lucrarea ca să le întrebuințeze pentru dregerea casei Domnului. Nu se cerea socoteală oamenilor în mâinile căror dădeau argintul ca să-l împartă lucrătorilor, căci lucrau cinstit. Care nu-i cinstit? Poți să-i ții contabilitate în partidă dublă, că reglează el ambele conturi. Dar care e cinstit și fără acte e tot cinstit. Și este foarte important ca la casa Domnului să fii cinstit. Pentru că e mare păcat să-L furi pe Dumnezeu. Imaginați-vă că Dumnezeu ar fi pe pământ și are mai multe palate, cum au împărați. Și angajează oameni să lucreze la palatele Lui. Și unii dintr-o dată numai așa mai fentează câte puțin pe aici, pe acolo. Dacă oamenii au sisteme cu circuite închis de vizualizare și raportează, păi Dumnezeu cum n-are îngeri? Dacă îngerii raportează și ce ne furăm unul de la altul, dar ce furăm de la Dumnezeu? Doar e averea stăpânului lor, nu? Și ei sunt credincioși. Cât este de trist să-și întindă cineva mâinile în banii bisericii, în lucrurile bisericii, sau când lucrează, să nu fie cinstit în ceea ce face. În Noul Testament întâlnim aceea cinste, oamenii lui Dumnezeu, evident, 2 Corinteni, capitolul 8. Există și astăzi oameni în țară care primesc bani din afară sau alții care vin direct din afară și iau pe frații de aici și merg într-o parte și într-alta. Și uneori sunt nevoiți oamenii să lucrează cu alții care nu-i cunosc. Și dacă nu sunt cinstiți, ei nu pot să împartă cinstit. Își vor face parte lor sau vor face poate parte rudenilor lor sau vor face poate parte celor din partea cărora vor accepta apoi un câștig. Dar aici în 2 Corinteni 8 cu 21 scrie că își căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Rețineți ordinea. În primul rând căutăm să lucrăm cinstit înaintea Domnului și apoi înaintea oamenilor. Pentru că Dumnezeu vede întâi, oamenii văd apoi. Aceste lucruri în plan material, deschizi acum la 1 Samuel 2, e vorba de fiii lui Eli și ceva pare aici curios. Fiii lui Eli aveau două păcate mari. Unul că înșelau cu lucrurile sfinte și nu erau cinstit și al doilea că cereau curvare. Și faptul că nu erau cinstiți în lucrurile sfinte e socotit mai grav ca faptul că erau curvare. 1 Samuel 2, de la versetul 13. Și iată care era felul de purtare acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu trei coarne, o vrea în cazan, în căldare, în tigaie sau oală, și tot ce apuca cu furculița lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor celor din Israel care veneau la Silo. Chiar înainte de arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa: dă pentru preot carnea de fript. El nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Și dacă omul zicea, după ce se va arde grăsimea, pentru grăsimea și sângele erau interzise în consum, nu, dă-mi acum, căci altfel iau cu sila. Tinerii aceștia se făceau vinovați înainte Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Și aici, în versetul 29 și 30, nu le amintesc acum, le vom aminti mai târziu, Dumnezeu aduce acuzația aceasta că nu erau cinstiți în lucrurile sfinte, nu erau corecți în ceea ce fac pentru casa lui Dumnezeu. Apoi descriem la Maleahii capitolul 1, din nou ajunsese o vreme în care cinstea nu mai era la ea acasă, în cel de-al doilea templu refăcut. Maleahii 1 cu 10. Cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Căci de la răsăritul soarelui până la asfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu, și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți, ce mi-a osteneală? Deci atât în planul lucrurilor materiale cât și în domeniul celor sufletești. Să nu fii cinstit în felul în care folosești oamenii la slujbă, în felul în care te raportezi la tot ceea ce se face în biserică.
Să faci cumpărtinire, să faci cu nebăgare de seamă. Versetul 14. Nu, blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Apoi, în capitolul 2, versetul 17. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați, cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere. Adică nu putea să aibă Dumnezeu nicio încredere în ei, pentru că pentru ei, ori era bun, ori era rău, și ăsta e bun. Și de el are Domnul plăcere, merge. Adică nu lucrau cinstit, atât în domeniul material, cât și în cel sufletesc. Și apoi, din capitolul 3, versetul 15. Ce vreme era atunci? Acum fericim pe cei trufași, da, celor rele merge bine, dar ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Și acum diferență. Atunci cei ce se tem de Domnul și cine se teme lucrează cinstit. Au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui. Pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Cine se teme de Domnul lucrează cinstit în lucrurile sfinte. Și diferența aceasta se va vedea în ziua pe care Domnul o pregătește. Trecem mai departe. Deci cinstea în problemele materiale pământești, cinstea în domeniul sufletesc și trupesc, cinstea în sferele societății, în domeniile politice, fiecare la nivelul implicației lui, și cinstea în slujbele sfinte care se fac în casa Domnului. Evident, din aceste situații rezultă două categorii de oameni. Oameni cinstiți și oameni necinstiți. Oamenii cinstiți, citim în cartea Proverbe, capitolul 11, versetul 3, au un statut de neprihănire înaintea Domnului. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă. Cine-i cinstit, n-are nicio teamă. Dacă lucrezi în domeniul economic și ești cinstit și vine cineva de la gardă, tu rămâi fără teamă că ești cinstit. Dacă ești în clasă și se dă examen și nu ești plin de fițuici, tu ești cinstit și ești fără teamă. Dacă se va descoperi ce ai făcut în perioada când soțul era plecat de acasă, sau copiii, când părinții n-au fost acasă, dacă ești cinstit, ești și neprihănit și stai fără teamă. Că și tu ai fost cinstit și albul rămâne alb. Dar vicleniile celor străcați le aduc pieirea. În ce sens viclenii? Vor să pară și ei cinstiți și sunt vicleni. Care recunoaște că nu-i cinstit de bunăvoie? Nu rezolvă nimic cu aceasta. Este foarte multă tendință ca oamenii să stea sub o mască și să pară cinstiți. Și să pară corect și să pară curați, dar într-o zi necinstea lor le va cauza pieirea. Tot în Proverbe citim 19:11. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. În a fi cinstit, nu te gândi, lasă că el m-a înșelat, o să-l înșel și eu. Dacă vrei să fii cinstit, uite greșelile. Tu fii cinstit pentru tine. Nu-ți pierde cinstea ca să răsplătești cuiva cu aceeași monedă. Tu păstrează-ți demnitatea ta? Pentru tine ești cinstit? Și în Luca 16, apoi tot în domeniul oamenilor cinstiți, spunea Domnul Iisus o pildă a unui sprafnic necredincios și apoi concluzionea în versetul 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? De aceea am pus mai întâi cinstea în domeniile materiale și apoi în cele spirituale. Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? De aceea cinstea va crește treptat pe măsură ce noi suntem oameni cinstiți și încrederea oamenilor în noi. Acum în 2 Timotei 3, unde Apostolul Pavel oglindește în caracteristici generația zilelor din urmă. Vor fi vremuri grele pentru că oamenii vor fi necinstiți și urmăriți din cele scrise aici câte miros a necinste. Din 3:2, iubitori de bani, și aici necinstea știți că își face loc, lăudăroși, hulitori,
nemulțumitor, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, neîmblânzâți, neiubitori de bine, vânzători, adică oameni care trădează, obraznici, îngânfați. Și versetul 13, dar oamenii răi și înșelători, că cine nu cinstit înșală, este caracteristica opusă, vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșuși. Cine nu-i cinstit, într-o zi își va pierde cinstea lui, chiar dacă pe moment crede el că poate să o întrețină. Vrem să trecem la cel de-al doilea aspect, și anume cinstea ca respect oferit altora. Ne vom opri în dreptul cinstei care trebuie să o dăm lui Dumnezeu. În cartea Isaia, capitolul 42, Dumnezeu se prezintă prin proroc și ne vorbește în versetul 8. Este o prezentare direct din partea lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia și cinstea mea idolilor. Întotdeauna să punem problema cum ne raportăm în fața lui Dumnezeu. Dacă te raportezi bine la Dumnezeu, cu oamenii rezolvi ușor. Deci Dumnezeu nu dă cinstea nimănui și nimeni n-are dreptul să pretindă o cinste la nivelul lui Dumnezeu. Și ea va rămâne pentru eternitate. În Apocalipsis este scris în repetate rânduri despre toate laudele care se aduc la adresa lui Dumnezeu și în ele este prinsă și cinstea și cerul întreg îl cinstește pe Dumnezeu, eu citesc din Apocalips 5 și gândiți-vă, hai puțin, strămutați-vă cu gândirea în cer, cât de mult îl cinstește oștirea cerească pe Dumnezeu. Ce cinste, ce ofrandă, ce rugăciuni, ce închinare îi aduc, ce respect îi dau lui Dumnezeu. Doar diavolul și-a permis să strice ordinea aceasta divină în a nu-l cinsti pe Dumnezeu. 5:13. Și toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în univers, le-am auzit zicând, a celui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Deci, lângă Tatăl, și Fiul primește această cinste, precum Tatăl. Însuși Domnul Iisus spunea în Ioan capitolul 5, versetul 23, pentru ca toți, și aici nu se referă numai la toți oamenii, Biblia spune în epistole că Domnul Iisus a supus stăpânirile și domniile, aici este prins și cerul, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstești pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Deci Tatăl și Fiul împart această cinste care le-o dă universul întreg. Și ei între ei se cinstesc. Tot din Ioan, capitolul 8, versetul 49, ci eu cinstesc pe Tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Și chiar invers, a doua, Petru, capitolul 1, și Tatăl cinstește pe Fiul. Ce respect este în divinitate. Dacă nu s-ar respecta între ei, credeți că universul întreg s-ar mai păstra într-o condiție de cinste la adresa lor? Dacă într-o familie soțul nu cinstește soția, soția soțul, credeți că îi vor cinsti copiii? 2 Petru, capitolul 1, versetul 17. Căci El, adică Domnul Iisus, a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă. Atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Chiar și între oameni este o cinste, la nivelul nostru, evident, când îl prezinți pe cineva și îi aplici un calificativ frumos. Vreau să privim acum cum îi dăm cinste lui Dumnezeu și cum îl ne cinstim pe Dumnezeu. În primul rând, cum îi dăm cinste lui Dumnezeu? Exod, capitolul 10, versetul 9. Dumnezeu se prezintă în Egipt prin Moise și Aron și scrie aici, Moise a răspuns, vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu oile și boii noștri, căci avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. Atunci când tot poporul se aduna, de la bătrâni până la copii, în frunte cu conducătorii și aveau adunări sfinte, ei le făceau în cinstea lui Dumnezeu. Citesc încă ceva și apoi punctez tot Exod 23,
Versetul 14. De trei ori pe an se prăznuiesc sărbători în cinstea mea. Adunările de sărbătoare sunt o cinste pentru Dumnezeu. Și cine părăsește adunarea de sărbătoare, nu-L cinstește pe Dumnezeu. Dacă oamenii au o întâlnire sau o festivitate și cineva o boicotează și nu se duce, nu că îi necinstește pe acei oameni sau nu-i socotește demn de a fi prezent la întâlnirea lor? Prin prezența noastră la adunare, cinstim pe Dumnezeu. Spune în Proverbe că mulțimea poporului este slava voivodului. Când ne prezentăm, e adevărat, nu doar prezența noastră, ci activitatea care o facem atunci când ne prezentăm, citim și versetul următor, să ții sărbătoarea azimilor timp de 7 zile, la vremea hotărâtă în luna spicilor să mănânci azim, cum ți-am poruncit, căci în luna aceasta ai ieșit din Egipt și să nu vii cu mâinile goale înaintea mea. Îl cinstim doar cu prezența. Îl cinstim cu cântarea, îl cinstim cu cuvântul, îl cinstim cu banul care îl ducem, îl cinstim cu inima noastră care mergem și o dăm ca ofrandă înaintea Domnului. Acum să nu se gândească cineva, păi ai citit frate că de 3 ori pe an, da, de 3 ori, câte 7 zile, dar întregi, nu 2 ore, încă un sabat, încă câte o lună nouă și tot la 7 ani o n-am pauză. Și dacă pui numai anul acela întreg, cât nu trebuia să lucrezi, ci să fie un sabat de ochnidine peste Domnul cu toate de peste an, o să vedeți că ne întrec. Și toate astea erau o cinste pentru Dumnezeu. Când cineva și-a permis în sabat să meargă să culeagă pâine, l-a omorât cu pietre. Să ne cinstească pe Dumnezeu, care la ora aceea era cu ei la întâlnire. Care le-a spus, v-am dat pâine ieri pentru astăzi, iar astăzi cu demnitate veniți înaintea mea. Deci prezența noastră este un motiv și un model de cinste la adresa lui Dumnezeu. Apoi, vis-a-vis de a nu merge cu mâinile goale înaintea Domnului, citim din Proverbe 3, versetul 9. Cinstește pe Domnul cu averile tale, cu cele din tiroale din tot venitul tău, ca să te cinstească și Dumnezeu. Și de-aia scrie în versetul următor, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Când se duc oamenii la o nuntă, într-o anumite zone ale țării, spune cinste. Dar cinstea se strigă tot în anumite zone și nu-ți permis să băi duci așa cinste ceva ce nu-ți mai trebuie. Dacă pentru niște cunoștințe pământești, într-un moment festiv, cinstea este ceva frumos, dar pentru Dumnezeu, cum trebuie să fie cinstea noastră? Cum îl cinstești pe Dumnezeu din averile tale? Uneori se face caz de acei 10%. Vă rog, luați-vă calculatorul, socotiți în Vechiul Testament și veți ajunge la un cuantum de aproximativ 25%. Cu acea zecioală obișnuită, cu zecioala de 3 ani, cu primele roade, cu ultimele roade, cu darurile pentru cort și cu alte oficii pe care ei le făceau și veți vedea că ei cinsteau pe Dumnezeu, dar și Dumnezeu i-a cinstit pe ei. Vorbeam de nunți. Când te duci la cineva și dai o sumă frumoasă cinste, când îți vine rândul să-ți căsătorești cu copiii, o să spună, măi, cel puțin când mi-o dat el, trebuie să-l cinstești și eu înapoi. Dacă nu, cumva ai de face cu unul ca Solomon, care rivalizează cu împărăteasa din Seba și o să te cinstească mai bine, sigur Dumnezeu va cinsti și el ca atare. Deci cinstește-l pe Dumnezeu. Levitic 19:30. Să păziți sabatele mele și să cinstiți locașul meu cel sfânt. Eu sunt Domnul. E adevărat? Acum casa noastră de adunare nu este comparabilă în toate punctele de vedere cu templul din Vechiul Testament, dar totuși, zice Pavel în Corinteni, n-aveți case unde să mâncați și să beți și să nu disprețuiți locul unde vă adunați? De aceea, spune Biblia în Eclesiastul capitolul 5, când vii înaintea Domnului, nu vorbi numai să fie vorbit, cinstește-L pe Dumnezeu. Că să nu mai zică, poate unii se gândesc să-și permită unor în adunare să vorbească. Sau sunt adunări care se tem de adunări generale. Că atunci oamenii își permit să ne cinstească pe Dumnezeu. Și să vorbească ca și cum ar fi la ei acasă, pe terenul lor. Deci, timpul pentru Dumnezeu, locul pentru închinare, dăruirea noastră sufletească și materială, este cinstea
care i-o dăm lui Dumnezeu. Altfel, voi citi acum, este o cinste de formă de care Dumnezeu n-are nevoie și de care ne vom face vinovați. Exod capitolul 32, versetul 5. Sunt astăzi, la noi în țară, mai puțin, dar în alte părți, fel și fel de sărbători, în care este combinat elementul religios cu cel cultural, fie popular, fie de o altă nuanță, și toate sunt combinate acolo. 32 cu 5. Când a văzut Aron lucrul acesta, vițelul și poporul în jur, a zis un altar înaintea lui și a strigat: mâine va fi o sărbătoare, și știți cum au zis? În cinstea Domnului. Și Dumnezeu pe munte cu Moise și a zis: hai să mergem să le întrerupem în cinstea, că ce fac acestea nu este o cinste. Dar ei așa au intitulat-o, cinste pentru Domnul. În cinstea Domnului. Da, Dumnezeu nu împarte cinstea cu idolii, am citit din Isaia 42 cu 8. Dar oamenii pot să afișeze că e în cinstea Domnului, că e pentru Domnul. Câte nu se fac de sărbători și oamenii spun că sunt în cinstea Domnului, mai împart un pic cinstea cu Crăciun și cu alți moșneci, primăvara cu iepuri și cu alte, mai împart cinstea. Da, zic că îi dau și la Dumnezeu. Nu-i trebuie astfel de cinste. Asta o simplă comparație. Ca și cum ai avea tu un copil pocăit și tu să-i spui ceea ce ar fi normal, cinstea cea mai mare care vreau să mi-o dai este să mă asculți. Și într-o zi de aniversare a zilei tale, să vin așa cu vreo două depravate, să spună: tate, am venit să facem un cadou, poftim să te pupe în urorile. Ți-ar fi o cinste? Te-ai apucat de plâns, mi-a venit, n-ai venit, dar la Dumnezeu nu este așa? Isaia 29, versetul 13. Domnul zice: când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Și Domnul spune atât de clar în Matei 15 cu 9: degeaba mă cinstesc ei învățând niște porunci de datină omenească. E degeaba. N-are Dumnezeu să-L proclamăm noi, să spunem: Iisus e Domn, și inima noastră n-are nimic domnia Lui cu tronul nostru. E cinste fals. Mai sunt unii, asta e riscul pentru cei care sunt înăuntru și pentru care vreau să dau un exemplu scurt, 2 Samuel 15, e vorba de Absalom. Știți cu ce și-a făcut el introducerea în răscoala lui împotriva lui David? 15 cu 8. S-a dus la David în palat, după ce câțiva ani îl ponegrise la poartă, și a zis că jrobul tău a făcut o juruință când locuiam la Gheșur în Siria și am zis: dacă mă va aduce Domnul înapoi la Ierusalim, voi da cinste Domnului. Și acum mă duc să-i dau cinste. A mers să aducă o jertfă în care să spună poporului: Absalom s-a făcut împărat al Hebron. Și l-a spus că asta e cinste pentru Domnul. Dar n-a spus Domnul Iisus că unii ne vor omorâ în numele Lui și vor crede că aduc o jertfă lui Dumnezeu? Și ei cred că pentru ei asta este o cinste. Cinste fals. Cei din afară, Fapte 17 cu versetul 23, puseseră o inscripție până la altar, nu știu exact cât era de amenajat față de celelalte, unui Dumnezeu necunoscut, și zice Pavel: ceea ce voi cinstiți. Și sunt oameni care țin un anumit respect lui Dumnezeu. Dar ei mă doar o idee așa vagă în mintea lor, nu că îl cinstesc. Ei nu cunosc, n-au cum să cinstească ce nu cunosc. Dar ca idee au respect. Să n-ajungi cu respectul acela, nu treci clasă. Și nici cu respectul acesta dinăuntru nu poți să mergi înaintea lui Dumnezeu. Citim acum din Romani 1, unde vom vedea ce este o necinste mai gravă pentru Dumnezeu. Romani 1, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Prin ce e necinstit? Și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Faptele noastre. Întoarceți doar o pagină. 2 cu 23. Tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin încălcarea acestei legi. Deci, prin purtarea noastră e cea mai mare necinste. De-aia spunem noi în Tatăl nostru: sfințească-se numele Tău. Dar cum se sfințească tata, dar copilul în același nume face prostii? Că numele Tatălui îl port și eu. Și de asemenea, 2 Timotei 2 cu 16,
Ferește-te de vorbările goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Vorbe goale. Cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea, vorbe frumoase și a fost o cinste la adresa lui Dumnezeu. Cine vorbește numai așa vorbe goale și lumești, este o mare necinste la adresa lui Dumnezeu. Și asta îi spunea Dumnezeu la Eli vis-a-vis de fiii săi. În acele versete din capitolul 2, versetul 29 și 30. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Onoarea pentru oameni la biserică, dacă este dată și nu este dată sfințeniei lui Dumnezeu, este o mare necinste pentru Dumnezeu. Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine ca să vă îngrășați din cele de tiroade luate toate darurile poporului meu? De aceea, iată ceea ce Domnul Dumnezeu lui Israel spusesem că și casa ta și casa tatălui tău o să umble întotdeauna înaintea mea. Și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta, că-și voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Vreau să vă reamintesc. Mai întâi este foarte important să fii cinstit în tot ce faci, să fii corect și să fii curat. Să fii un om cinstit, nu un om necinstit, în orice domeniu. Apoi, cea de-a doua formă a cinstei, să știi să dai cinste. În primul rând, lui Dumnezeu, pe care îl cinstește universul întreg, pe el și pe Fiul Său. Și cinstea pentru Dumnezeu se dă prin prezența noastră la închinare, prin felul în care îl lăudăm, prin felul în care ne dăruim cu bunurile noastre materiale, prin felul în care vorbim despre El și trăim împreună cu El. Și cea mai gravă necinste este când vorbim și nu facem, când faptele noastre îl denaturează pe Dumnezeu, când vorbirea noastră îl afectează și când în biserică sunt cinstiți oamenii și nu este cinstit Dumnezeu, când este afectată sacralitatea și puritatea sfântă. De aceea, Domnul, să ne cerceteze în această privință. Să putem să dăm cinste lui Dumnezeu. Din cinste pentru Dumnezeu, fă ceea ce faci. Dacă vom fi sinceri, poate că găsim anumite domenii în care n-am fost cinstiți. Și cei din lângă noi știu să ne luptăm pentru această corectitudine și Domnul să ne ajute. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.